Mai întâi la mulți ani tuturor celor care poartă nume de floare. În același timp urez la toți oamenii din care ne aud, care ne văd, care ne votează și care nu ne votează, să aibă o săptămână de post cu rugăciune și cu iubire de aproape, de aproapele fiecăruia. Legat de politică, am un singur mesaj pe care, împreună cu Cătălin, la situa din Neaur, ca să fim elocvenți, ca să fim vizibili, ca să fim credibili, trebuie să mergem lumea la vot. Dacă bătoșinenii din oraș, din județ, de data asta vorbim doar de oraș, iese în procent de cel puțin 60%, n-am nicio îndoială că liberalismul nu câștigă în Botoșani. N-am nicio îndoială. Pentru că, dar ceea ce trebuie să știm și îi rog pe toți, insist, nu numai decât ca să câștig eu sau Cătălin, să dăm o legitimitate celor care ne conduc. Pentru asta trebuie să vină lumea la vot, să facă un efort, îi rog, să gândească că pe atunci, în iunie, când va fi ziua votului, să participăm la vot. În rest, cred în echipa lui Cătălin, văd multe schimbări, dar chiar arată bine între noi, fi vorba. Am mai văzut și alte echipe prezentate și această echipă arată minunat. E clar că experiența lui Cătălin și cu energia, cu inovativitatea sau cu dorința de afirmare a multora din spatele lui Cătălin, se poate face o administrație care să fie eficientă pentru botoșani. Eu nu știu dacă a fost proastă sau bună de până acum, ceea ce cred cu desăvârșire că sunt câteva proiecte importante și cu siguranță că Cătălin va putea face cu echipa lui. Asta sunt convins. Pentru că ani de zile, s-a spus 4 ani de zile, nici măcar proiectul stadionului nu a arătat. Spunându-mi, doamne, nu vreau să spuneați dumneavoastră. Al meu, stadionul Botoșanului. Și acum am văzut glume cu luptăm de la retrogradare. Luptăm, dar suntem aici, măcar suntem în Liga 1. O să vedem. Dumnezeu o să ne ajute după măsura și după priceperile noastre. Vă mulțumesc mult de tot și Cătăline. Da.